Excursia numărul 88 din 11 iunie 2020 privind convocarea ședinței ordinare la Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașa pentru data de 16 iunie 2020, începând cu ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău, având în vedere adresa numărul 739 transmisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice la Bacău, prin care ne informează că au fost repartizate sume pentru buget pentru anul 2020 conform ordonanței de urgență numărul 50 din 2020, privind rectificarea bugetară de la repartizarea pe trimestre la sumele alocate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Prezentarea bugetului local pe anul 2020 rectificat numărul 2588 din 18-6-2020, conform adresei numărul 73 din 2020. Adresa numărul 380977 din 21-5-2020, unde deputată la noi cu numărul 2354 din 22-5-2020, primită de la SECE Tadeco Consulting, prin care ne solicit la aprobare amplasamentul traversare Râu Pașin cu conducta de reparare a acuzată. Referatul numărul 2363 din 22-5-2020, a domnului Apostol Gheorghe, prin care solicită Consiliul Local Mănăstirea Cașa aprobarea amplasament supra-traversare Râu Cașin, conducta de reculare a apă uzată. Referatul numărul 2587 din 11-6-2020 al doamnei Olaru Cristina, inspector în cadrul primăriei Mănăstirea Cașa, prin care propune rezilierea contractului numărul 866 din 1-4-2004 cu domnul Carcea Mihai și stingerea debitelor restante. Referatul de aprobare numărul 2607 al domnului Cătesi Gabriel, primarul Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău, prin care, solicită Consiliul Local Mănăstirea Cașa rezilierea contractului cu domnul Carcea Mihai și stingerea debitelor restante. Referatul numărul 2586 din 11-6-2020 al doamnei Olaru Cristina, inspector în cadrul primăriei Mănăstirea Cașa, în care propune rezilierea contractului numărul 866 din 9-12-2004 cu domnul detector Daniel și stingerea debitelor create până la data de 31-12-2019. Referatul numărul 2608 din 11-6-2020 al domnului Apostesie Gabriel, primarul Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău, prin care solicită rezilierea contractului cu domnul Vetecău Daniel și stingerea debiturilor create până în data de 31-12-2019. Referatul numărul 2577 din 10-6-2020 a domnului Bucur George Adrian, în calitate de administrator domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău, prin care solicită actualizarea domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău, stabilite în urma măsurătorilor străzilor necesare nomenclatorului stradal pentru intabulare și pentru actualizarea domeniului privat al Comunei Mănăstirea Cașa prin ultimele achiziții de teren. În temeiul prevederilor articolului 129, aliniatul 2C, aliniatul 4, litera B, aliniatul 5, litera B, articolul 134, articolul 135, articolul 136 și articolul 196, aliniatul 1, litera B, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, dispune Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău se convoacă în ședință ordinară pentru data de 16 iunie 2020, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primăria, având ca proiecte pe ordinea de zi următoare. Rectificare bugetară. Punctul 1. Rectificare bugetară. Punctul 2. Aprobarea plasamentului supra traversarea Râu Cașa, conducta de reculare acuzată în cadrul proiectului POIM Bacău. Numărul 3. Rezilierea contractului numărul 166 din 1-4-2004 domnului Carcea Mihai și darea la scăderea debiturilor restante. Punctul numărul 4. Rezilierea contractului numărul 166 din 1-4-2004 a domnului Fetecru Daniel și darea la scăderea debiturilor restante. Punctul numărul 5. Actualizarea domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău.
Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin atunci la Muzeul de la Primărie și pe pagina de interes a instituției și va fi comunicată instituției Prefectului Județului Bacău în termen legal pentru conformitate legală. Articolul 3 pentru publice de data va fi transmisă la ei pentru a putea fi informat despre cele de citare. Semnat primarul Călăsii Gabriel, aviz de legalitate, secretar general cu numărul Mănăstirea Cașin de Leu Ioan. Supune la vot dispoziția supune la vot ordinea de reși. Este cineva care se abține, cineva împotrivă? Supun la vot și procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este de acord? Da, domnule ședinte, haideți să dați-mi dosarul ca să trec prin primul punct, să spunem de primul punct, rectificarea de procedură. Dacă îmi privind de la administrația finanțelor publice, o sumă de 45.000 de lei. Și am... Trebuie aprobat, nu trebuie hotărâre. Iar... suma respectivă, în mare parte, suma respectivă, o folosim în felul următoare. Avem nevoie ca să asigurăm un salariu pe luna iunie. Suntem în luna iunie, da? Deci ca să asigurăm salariu pe luna iunie la asistență personal, îi mai trebuie 27.500 de lei. Și aici am dus marea majoritate a sumei, pentru că nu reușeam să acoperim. Sperăm că o să primim luna viitoare și sume de până ca să reușim să ne asigurăm funcționarea până la sfârșitul anului. La administrație locală, o sumă de 2.500 de lei, aici ca să plătim o parte a facturii din numele și străzi de casă, pentru că ceea ce am făcut până acum, domnul consilier, mergeți în birou la domnul Viceșuat, aveți masă, puneți la masă, vă da? Nu, e scaun. Are scaun acolo. Este și scaun acolo. Vedeți cum aveți. Și suma de 15.000 de lei pentru ilumina publică, cum am văzut în următoarea și venim și mai avem de 15.000 de lei. Deci cam astea sumele care le-am primit și pe care le propun despre repartizare. Și de care aveam nevoie în urgent. Da. Asta e ca vederea. Discuții. Dacă nu sunt... Aici, da. Referitor la rezilierea asta a celor... Nu, 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 exact, fiind asta, și e, și e, și e, nu, 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 aici la vot. Da. Supuneți la vot. Aici la vot. Aici la vot. Aici la vot. Aici la vot. Nu. Aici la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Toți împotriva. Abține. Înseamnă că suntem pe picioare de a fi intrat în dolar cu asistenții sociale. Da. E o problemă, da. Mă aduceam de la început, am avut că sumele sunt insuficiente. Avem insuficiență de sume. Dar nu e o chestiune, e o chestiune generală. La... așa o să vedem. Noi tot am făcut necesarul, am transmis necesarul către administrația finanțelor publice, mi-am tot întrebat ce sume am cheltuit, cât avem, cât mai avem necesar. Am transmis, așteptăm. Chiar cu doamna Codare am discutat pe următor când am luat să vedem prioritățile, dar și am luat factorul pe care aveam și am și spus prima dată asigurăm salarizarea, să punem diferența ca să putem să acoperim luna iunie, acoperim luna iunie până la începutul lunii, traversăm luna iunie și până la începutul lunii să se întâmple ceva și să primim ca să putem să asigurăm salarii.
tehnologia de la dumneavoastră? Păi, nu. Deci, să nu stați, sume în care le primim pentru a pus o trecem la punctul 2. Aprobarea plasamentului supra-traversare Râul Cașin conducta de reculare acuzată în cadrul proiectului POIN Bacău. Da. Avem o solicitație din partea firmei de consultanță, pentru că e vorba de firma Tadeco Consulting, pentru că ei trebuie să treacă în studiul de fezabilitate care o face pentru conducta de canalizare. Trebuie să prevadă și locul pe unde trece conducta. Știi ce va fi prinsă conducta asta de refluare, când se pune problema în conducte de refluare. Și ne-au rugat pentru adresă să ne dăm un acord. Noi le-am dat deja un acord de principiu, dar am spus clar, acordul final nu pot să-l dau fără aprobare Consiliul Local, pentru că Consiliul Local este proprietarul codului, clar, și nu pot să fac chestiunea asta. Evident, o să dau și de adrese lor. Adresa lor. Și spune așa, către OAT Mănăstirea Cașin, referitor la asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Subiectul aprobare a plasamentului supra-traversare Râul Cașin cu conducta de refulare apă uzată. În cadrul proiectului POIM Bacău, asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020, înseamnă că Vâleșul până la Mănăstirea Cașin pe strada Plod Băieți se impune supra-traversarea Râului Cașin cu o conductă de refulare apozată din un țel zindicat cu diametru exterior de 101,6 mm, ce va fi fixată aerian, legată de podul rutier prin intermediul unor console metalice echidistante a STD planșa anexată. Având în vedere că acest post se află în administrația, în proprietatea primăriei, în administrația primăriei Comunei Mănăstirea Cașin și județul Bacău, solicităm acordul dumneavoastră cu privire la plasarea conductei de refugare a uzată de-a lungul podului. Și au o schiță încetată, cum va fi prinsă, cum va fi... Vă spuneam că ei au nevoie ca să întocmească studiul de fezabilitate pentru proiect. Urmează să se depună sau s-a depus, nu mai știu exact dacă s-a depus la spre finanțare, pentru că vă spuneam, proiectul ăsta e destul de mare, destul de amplu și cuprinde ceea ce discutam înainte, principalul conductor până la Mănăstirea Cașin, cu stația de epurare la Cașin. Are toate șansele să fie finanțat, lucrurile intră într-o linie dreaptă, ca să spun așa, și o să înceapă. Să se apropie și momentul când vor începe lucrările. Oricum, până anul viitor sperăm să știm și constructor și finanțare și tot. Da, revin. Ce este necesar să dăm un acord pentru amplasare pe pod. Da, e vorba de podul ăsta. Podul de la Păinești. Deci, apă uzată care vine din Părintești, se ramifică cu conducta principală, da? Da, exact. Deci, o ramificare. O conducta, da. Da, e 106 e diametru mic. Da, e o conductă de... Nu e. Nu afectează structura podului. Nu, dar nu se pune problema. E subțire. Da, e ușor proiectat, calculat, proiectat și așa. Da, dacă sunt comentarii. Deci conducta asta vine din Părbunești? Deci este o conductă, vine colectorul principal pe zonă și vine din Părbunești, o conductă de reculare. Conducta principală e pe partea asta, nu? Conducta principală e pe zona drumului județean, da. Da, dar și rușine. Da. Am auzit rușine, da? Nu. 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 Nu.
și vrea în spăderea directurilor de stadiu. Da, nu am dat un nou să discutăm, dar sunt două contracte la spital, la spital, pe care cârâmul în virtutea inerției, vorba din cartea și de tehnologul ăsta, care și-au achitat o parte din GPT, dar au venit ei de-a lungul timpului cu niște scrisori că doresc rezilierea contractelor. Să da? Și prin care mi-a spus în detalii că în termen de 15 zile să intabulez suprafața de teren concesionat, iar în cazul contractul de concesiune se reziliază de plin drept, de drept. Astfel, articolul 10 alineatul 2 din contract prevede concesiunea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la construcția locuinței în termen de un an de la data concesiunii. Concedentul nu a putut rezilia contractul numai după notificarea intenției sale concesionarului cu precizarea cauzelor care au determinat rezilierea va opera de plin drept după expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu își îndeplinește obligațiile în acest interval. Menționez faptul că nu am intabulat la fața de teren ce am făcut obiectul contractului de concesiune, nici până în prezent și nici nu am avut posesia terenului vreodată. Față de toate aceste considerente, solicităm să efectuați operațiunile necesare în evidențele noastre. Adică noi ne-am făcut lui și altora niște notificări în 2006, prin care puneam în vedere să-și plătească datoriile pe care le avea. Ei au venit și au plătit până în 2006, dar el a considerat că reziliat odată cu notificarea noastră, știți? Și e adevărat că trebuie să fie un anunț, doamne, nu trebuie să fie un anunț, o notificare, dar părinte de ziua contractului. Păi, el a considerat de ziua de drept, din notificarea pe care a făcut-o. Dar nu cele trei vizite, care era specificată. Da, trebuie să fie un anunț. Noi avem în toată situația. Avem situația cu debitori restanțieri, pe care, de exemplu, nu-i găsim. Nu-i mai găsim. Nu mai găsești la domiciliul declarat. Da, 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 da. Mergem, de exemplu, în instanță, pentru că avem 4-5 cazuri de genul ăsta. Noi nu putem face, executare directă. Primăria să opresc banii pentru un contract. Deci trebuie ca eu opresc direct banii pentru impozite, taxe, dar fără un contract. Da, un contract trebuie stabilit exact prin hotărâri ca să intereseze banii, știți, prin executor de hotărâri și așa mai departe. Suntem puși în următoarea situație. De exemplu, avem acum, îl căutăm pe un debitor, facem la evidența populației, nu-l găsim acolo, instanța respinge pe motiv că nu-l găsește, el nu acceptă corespondența, știți? Și atunci îmi dă în suspendă acțiunea de judecată. Mai mult, eu cheltuie o grămadă de bani, ar trebui ca să fac publicitate, să anunț în monitor și așa mai departe, să fac
foarte multe proceduri. Păi, dar, și... scuze, dar anunțăm un monitor oficial sau anunțăm după 15 zile, se consideră oficial anunțat. Că el a luat cunoștință de faptul ăsta sau nu, instanța ia în calcul că este oficial anunțat și că el știe. Așa dacă este publicat monitorul oficial sau dacă este într-un ziar sau o publicație de circulație națională. De... așa și atunci nu mai contează că el vrea sau nu vrea să primească. Păi stați. Până la momentul ăsta. Problema este că îmi vine... Problema este că mie îmi vine obligația lui de plată când întrebări am răstrea ca așa. Păi da. Și atunci eu nu îl execut. Pentru că el este obligat, el este undeva. El își vine obligația către mine și eu iarăși dacă nu de pe presa. Care tot aici așa. De la evidența populației, este imposibil să nu găsim un cetățean român pe cel pe care l-am găsesc la Constanța, pe cel pe care l-am găsit. Avem proceduri făcute. Da, ei, și atunci mă duc la adresa respectivă și dacă el nu pot să iau bănesc de la el, nu pot să-i fac un pe fondul sau ceva, mă duc în totul a fărut imobile al lui. Da, nu cumva face dovadă și contractul care a fost încheiat cu DBA primăria în termen de nu știu că să-i facă canalizarea apă și automat. Nu există o prevedere de genul ăsta. Așa am înțeles de la ei. Deci nu există o prevedere de genul ăsta. Dar fine, nu e de asta problemă. Da, și de exemplu, avem pentru Carcea, de la evidența persoanelor din Albănești, la adresa domnului Dăzăgăvă, mai întâmplă la stat, adresa protecției pentru persoana solicitată. Cartea din Hai, strada Constanța, Pescadă, nu știu. Când îi fac și trimit, cu recomandată de primire, îmi vine înapoi. El ce nu? Practic îmi vine înapoi. El nu a spărut să dar să nu se dă la acolo. De înseamnă că... Bun, și eu, asta vă spun, că e o chestiune alambicată pe care, pe noi ne încurc. În sensul că noi ne precizăm cu niște sume, terenul ăla... E blocat? E blocat. Noi nu pe care scoate la licitații, când așa, și ne-am găsat niște sume de bani și am rămas să ne niște sume de bani, nu pot pentru că sunt blocate niște acțiuni administrative. Asta e problema. Și nici el nu mai este interesat de așa. Și dacă ar apărea și am aflat adresa, dar noi nu mai putem acționa în continuare. Pentru că e reziliat sau rămâne... Și ce interes aș mai avea ca să nu mai urmăresc? Poți, ca să mai recuperăm bani pe urmă de la ei, nu avem bani. Da. Deci, un executor de vedere nu găsește? Dar cum sunt? Da, eu trebuie să plătesc executorul. Nu, executorul plătește el. Nu, trebuie să plătesc eu. Plătesc eu, inițial. Inițial, da? Dar după aia trebuie intrat suma lui. După aia intrat suma lui. Dacă reușești să-l găsești sau nu. Și executorul tot în baza unei sentințe. Nu sunt executorul în baza contractului. Ideea este următoare. Haideți să vă spun și eu chestiunea ta. Când am încasat la oameni de ăștia până în 2006 sau în 2010, am încasat o numită sumă. X. Da? Deci noi am luat niște bani pentru faptul că ei nu au folosit un teren. Ei luau banii omului respectiv, da? Acum ai posibilitatea de a te duce și ai luat banii altuia. Că o să fost la licitație. Noi avem solicitări, acum am 20 ceva de solicitări, dacă nu. Da? Și avem posibilitatea să descoatem iarăși la licitație, să le dăm altui doritor. Pe asta nu-i poți da, pentru că astea sunt blocate. Dacă nu procedăm la rezilierea contractului. Și ne ținem blocate acolo, dar care te reperează iarăși nu va ajunge. Și uite că am putea să-i discutăm contractul de interese, dar să rămâi contractul de mai ia nimic. Da, să zic. În continuare să nu fie iertați așa. Deci există o posibilitate. Putem să facem pe la următoare. Să constituim dosar separat, să reziliem contractul. Suntem de acord cu rezilierea contractului și constituirea debitelor într-un dosar pentru executarea. Da, asta înseamnă să mai plătim un executor ceva. Da, dar nu avem probleme. Banii plătim, dar după ce noi avem atât de verificare. S-ar putea să mai avem cazuri de felul ăsta, sunt cazuri la plătim de 3-4 ani, executați de timp, nu lăsa 10 ani să adune acolo 37 de milioane, 40 de milioane. Luat din clipă, să nu sunt are clipă. Acum, în instanță, avem 5-6 lăsași. Păi de asta zic, că... Dar aici sunt chestiunile unde...
acțiune administrativă. Da, da, trebuie verificat care a dat. Noi putem face aici, dăm o hotărâre cu Consiliul Local și zicem așa, domnule, cel care n-a plătit consecutiv 3 ani, după 3 ani, rezilierea contractului. Sau, știu eu, acționați în instanță. Să acționați în instanță. Da, să recuperați banii. Asta sunt trecute în contract. Nu. Problema este că noi putem rezilia un contract unilateral. Adică cu hotărârea Consiliului Local putem rezilia un contract. Deci reziliem cele două contracte, Garcea și PDCROM, da? Se constituie dosar de executare ținută la serviciu financiar și se dea drumul mai departe și să facă. Înțeleg că asta e. Da, să deblocăm terenul, ca să nu putem acela. Dar nu cred că ar fi bine să urmărim. Am înțeles, nu. Deci, în cazul meu, l-am propus la fel. Și să rămân doar la prezentul de aia, cum da. Depinde cum ai dormit contractul, să arătați că și e tot o problemă. A fost atunci, am dormit o dată pe cerul în 2004. Dacă a fost contractul, a fost făcut bine, o luăm în bani. La mine nu are, pe 2004 am fost ca... Da. Eu condiția aia, ce știu că nu prea e. Condiția aia de contract, aia... Așa a fost așa, gândit. Da, așa a fost. Era o condiție în contract care aia nu prea stă în picioare, prin faptul că, să zici așa, că în timp de un an de zile, să ești obligat să începi construcții. Da. În 2 da. Ani. Sau în 2 ani, nu știu, da. Prevedere pe care mai există, mai există un contract acolo, cu clauză sau ceva, zice că primăria e obligată să acorde toate utilitățile. Deci apă curentă, canalizare, iluminată. Deci și aici a fost greșeală. Deci n-am putut să ne luăm doar aceștia, că nu am început construcția pentru că a fost și partea zvoată. Funcții de posibilități, că nu putea să ceară nimeni imposibil. Clar, s-a dat drumul, s-a făcut, s-a dus curent electric, dar vedeți că în contract nu sunt scris. Nu sunt scris în contract cu posibilități. Nu sunt scris. Nu știu, utilități, nu știu, utilități, intră toate. Utilități, utilități ce? În fine. Mai bine zic să o lăsăm așa, reziliem contractul la oameni ăștia și să o lăsăm așa, pierdem. Asta va hotărâi instanța, oricum. Noi va trebui să acordăm încă o perioadă de grație de 2 ani de zile, începând de anul ăsta, și o să spunem, o să facem un proiect de hotărâre la următoarea ședință, ca toți care au concesiuni la scutară să-și definitiveze, în caz că nu își definitivează următorii 2 ani de zile, să fie reziliat contractul. Dar, mă rog, asta e altă. Ce anume să-și definitiveze? În construcția sau ce? În da. Bun. Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot. Deci, supunem la vot pentru rezilierea contractelor, ambelor contracte și constituire de dosar de executare civică. Da. Cine este pentru punctul 13? Și punctul 3 și punctul 4. Da, și pentru contractul de pe cău și pentru contractul... Actualizarea domeniului public și privat al comunii Mestea Cașin în județul Bacău. Da. Deci un material mai mult. Asta e materialul prin mail, da? Asta e materialul. Bun. Haideți să vă explic un mare despre ce e vorba. În prima jumătate a anului și, de fapt, și la sfârșitul anului trecut, am avut o acțiune de măsurare a tuturor străzilor din comuna Mestea Cașin. Odată că toate străzile, acțiunea încă în desfășurare, introducem în registrul electronic național de a străzilor, VES, așa numită RES. Pentru asta el trebuie să fie măsurate, castrate, în fine, cu fiecare nu trebuie întrebări. Toată acțiunea pe care o avem noi făcută. Cu ocazia asta, ca să putem, urmează să intabulăm și străzile la cartea funciară. Toate drumurile noastre vor fi intabulate și scrise la cartea funciară. Am primit măsurători de la firma de cadastru, dar pentru asta, conform hotărârii Consiliului Local, trebuie să fie actualizat la virgulă, exact cum sunt planurile băieților de la cadastru, după ele, domnul administrator public a lucrat la proiectul hotărârii. Și le-a făcut exact cum trebuie pe toate. Ați văzut acolo exact care este propunerea de modificare, de
actualizare, cu și toată dată denumirile, și cu denumirile noi și cu toată... Inclusiv ai trași tenurile astea care... Dacă... Nu, dați că aia e altă chestie, acolo e la domeniul privat. Deci vorbim de domeniul public. Domeniul public se bazează exclusiv pe străzi, că acolo e problema, și domeniul privat e la terenurile pe care le-am achiziționat. Le-am achiziționat și de timpul cu... Da. Așa. Bun. Referitor la domeniul public, în primul rând, am reușit să alipim cele două terenuri la Lupești și să facem, dar și la urmă privat este. Dar s-a abogat pe 666, nu, poziția 66, că mi-e la Lupești din domeniul public, pentru că el era trecut în domeniul public, s-a trecut în domeniul privat. Pentru că la ultima ședință din 2014 a fost trecut în domeniul privat și rămăsese și în domeniul public. Așa. Se reiterează iarăși că prin sentința civilă am scos din domeniul public moara de la... când am pierdut-o în instanță. Și cam un senior. Un senior. Despre 2007-2008. Și în rest, celelalte sunt... În rest, în afară de cum aveam noi pe lungimi, lățimi, în medie, acum avem o suprafață exactă, metri pătrat. În metri pătrat, din iarnă în gara. Acum când asfaltați, știți exact suprafața pe teren, nu? La... Când e executată, nu? Când folosim la, nu știu, la un proiect, la asta, mai facem extras de carte funciară exact cum faceți dumneavoastră la proprietăți, da? Da. Mergem la cartea funciară, scoatem extras de carte funciară pe strada respectivă și se apare suprafața străzii. Și nu o să mai fi nici chestiuni de a intra în domeniul public ugat. Acolo e așa de verificat, că nu se poate suprapune. Da, dar atunci în momentul în care ai venit să faci cadastru și te-ai verificat de cadastru de drum, în momentul respectiv te arată înapoi cu proprietatea ta, dacă ce este intabulat pe drum. Te arată linia roșie că vrei. Da. Deci o chestiune tot în favoarea primărie și de favoarea cetățeanului. Nu e de favoarea cetățeanului, e favoarea cetățeanului, e drumul folosit la cetățeanului. De ce să rog? Da, dacă avem și o serie de suprapune, prin poziții, mă rog, lucrurile care au fost făcute destul de minuțios. Da, dacă sunteți de acord cu actualizarea domeniului public, spuneți că aveți materialul și dumneavoastră. Să punem la urmă, dacă o dată de domeniul public și privat, dar cum nu mai trebuie. Public. Așa se face. Pentru privat, acum o înțelegi. Da. Toți sunt de acord, da? Este la urmă, da? Asemenea, da? Da, la domeniul privat avem cele trei, avem trei poziții. Este vorba de suprafața de 5400, două în Așița, unul prin schimb și unul prin cumpărare directă. Adăugarea de teren frâneață, numărul 5400, suprafața 5400 de metri pătrați, cartea funciară 61732, achiziționat prin contract de cumpărare 715 din jurul 2020. Adăugarea suprafeței de 2380 de metri pătrați de regulă cu construcții, cate funciară 61671 conform actului de alipire și adăugarea suprafeței de 3450 de metri pătrați de regulă situație din Doaștă, în domeniul privat acum, domeniul prin urma schimbului între doamna Chelasă, Diana Maria și comuna Mănăstirea Cașa. Atât. Astea sunt cele trei poziții pentru autorizarea domeniului privat.
Aia 5400 sunt alea de la școală? Nu, 5400 sunt cele din așa. Pentru care am avut aprobat și evaluarea. Da. La ședințele anterioare. Da, asta e sunt întrebări, la domeniul privat. La licitări, dacă nu, se spune doar. Se pune la scolă, la fărzarea domeniului privat, cu unul de trei acasă, cu trei spate. O ponderare suplimentară, de exemplu, dacă v-ați gândit la demolarea școlii de la Dupești, aveți infrastructură de sub școală? Școala de la Dupești nu o demolăm, nu demolăm școala de la Dupești. Păi așa mă zic, nu vreți să o demolați. Nu, vorba de... Nu școala aia, aia tehnică, domnire. Ce să avem în vedere? Suprafața de sub școală. Deci o aveți inclus în teren? Acum. O aveți? Deci, mă spune... Nu sunt așa, 2380. Mai discutăm de teren, de construcția, cu construcția. Deci intrați ce teren? Nu mai. În momentul în care va veni ingenierul și se apuce de nou, probabil că trebuie să vă ajut la chestiunea asta. Nu putem să vă spun. Asta am vrut să știu dacă e Până când nu, adică ori care ia, ori vine CLI-ul și se înceapă lucrarea pe un nou pene și atunci automat va fi demolat. Da. Da. Am două cele mai sincere, ceva ce nu va să ne dă. Părintele, paroh, Bărgoana, vrea schimbări de denumiri de stradă, da? Mă rog, și spune așa, respectuos, preotul Ioan Bărgoanu, paroh la primăria Bunavestirii în Mănăstirea Cașin, vă rog să spuneți aprobării Consiliului Local schimbarea denumirii străzii din Mareșal Constantin Prezat în strada Bunavestirii, motivat de faptul că este numele parohiei Bunavestirii. Iar partea altă spune că strada Bunavestirii să fie transformată în Sfântul Simeon Nou Teolog. E cam cu... Așa, deci avem strada de la drumul județean și până la biserică se numește Bunavestirii, strada Bunavestirii. Am considerat atunci că era normal, datorită bisericii, să dăm Bunavestirii. Părintele spune că nu. Asta se cheme Sfântul Simeon Nou Teolog. Și ai la altul de spate se cheme Bunavestirii, care se cheamă Mareșal Prezan. Aia care urmează să fie asfaltată. Problema este că este o problemă. La schimbare e mai dificil. Trebuie să luate niște avizii de la prefectură și așa mai departe. De s-a anunțat și autoritatea electorală a schimbat și toate. Păi aproape Nu putem hotărâi astăzi. Clar că nu poate hotărâi Consiliul. Eu asta e doar informare. Dar și mai era o cerere din partea Clima pentru schimbare. Din misir să facem Mărășteanu. Da. Adevărul că bunicul s-a fost și primar, a fost și veteran de război, a fost și oricum, a fost ceva în comună asta. Dar nu misir știți ce a făcut pentru comuna Mănăstirea Cașin? Nu știu, dar ce-o făcut? Ce-o făcut? Școala de la Dupești e făcută de el. Da. Ioan Misir a fost cel care a scris romanul Fata Moartă, da? Care a ținut și petrece majoritate pe teritoriul comunei Mănăstirea Cașin. A fost combatant. El a luptat aici. Mai nu am văzut, nu l-am unul dintre romane apreciate din însuși Nicolae Ior. Dar, mă rog, din cauza asta și ținut ca să dăm denumiri de persoane legate de Mănăstirea Cașin. E adevărat că și domnul Mărășteanu a avut contribuția lui și nu trebuie neglijată. Însă, vis-a-vis de domnul Misier, vă dați seama că a fost o capacitate și faptul că numai
faptul că în cartea aia sunt enumerate toate locurile din Mănăstirea Cașa, începând din naști, înțărcătoare, cascadă, mărgurile și ce mai vreți din asta. Chiscurață și etică și amătă. Școala Mărgurile și Adelvite, aveți lăsați-e strada Mărășteanu și băgați ce-i scrie acolo, strada noastră acolo, strada Dubăcești, cine-i Dubăcești la noi să ne reprezinte? Acum... Domnul Cosmin. Serios? Păi unul stă la școală și unul peste apă, nu există acolo, ci Dubăcești. Domnule, sunt oameni din valoare, dar strada Zorilor, strada Florilor, strada Toată Pierdor. Domnul Cosmin. Dubăcești. Păi spuneți ce faci aici. Am fost la denumire locală. Eu din cauza asta am și luat și am propus ca să folosim denumirile locale. Exemplu, am pus strada Prunurușilor. Dacă toată lumea știe din strada Prunurușilor, ne apucăm noi să schimbăm. Sau dacă se cheamă Prisaca, ne apucăm noi acum să schimbăm sau Prunurul și așa mai departe. Asta le-am păstrat. Da. Dar nu, automat dar în momentul acești noi, vă spun sincer, nu a existat până aici, acum. Vă mulțumit cu strada aia. Da, zice ce problemă. Veniți cu o propunere. Păi venim. Veniți cu o propunere și încercăm să schimbăm. Dacă nu... Deci dacă e nimeni, nimeni. Dacă este de votat, acolo, domnule, familia lucrurilor, familie de rești, dați nu o pune. Domnule, în momentul respectiv când se propune schimbarea și asta vreau să vă aduc la cunoștință. În momentul în care se propune schimbarea unei numele de termenii mistrăzi, se face ca un referendum local. Se merge din poartă în poartă, dacă ești de acord, dacă nu, că abia acum e să... Deci dacă nu ești de acord cu fosta denumire, dacă ești de acord cu noua denumire, dacă ai propunere pentru o nouă denumire, deci practic trebuie luată strada din casă în casă. Pentru schimbarea asta cu strada Dumnezeu, vă spune că toți sunt de acord. Nu, nu e problemă. Deci nu rămâne nimic bătut în cuie, exact cum și aici, da? Da, trebuie să spun toate că prefectura o să ne întrebe de toate operațiunile astea administrative făcute. Da. Deci nu e problemă. Da, ne trebuie în primul rând, trebuie solicitare. Da. Te-o faci un scris. Da. Bun. Școala de la Lucrezii, că tot în cuie, aprobam proiectul ăsta cu... Că mi-a arătat că tăniște de știu dumneavoastră ați intrat în posesia la... Era numerdare, școala asta a fost... Prea schimbă, e istorie, făcut de bunicul său și s-o păstrăm. Eu nu am nici chestiunea astea, dar haideți să ne hotărăm pentru că... Eu dacă noastră... Dacă există un proiect care o să... Păi, există un proiect la CNI pentru Cămin Cultural Nou. Dacă noi putem hotărâ aici, o punem un monument istoric local, dar eu zic că trebuie să fie frate de oși, să le reabilităm clădirea aia și nu o să facă nimeni acolo. Trebuie reabilitat, trebuie. Adică, nu ținem. Vedeți-vă că e făcută pizdării de piatră cu bârfe de lut și cu bârfe de lemn și pamână. Și asta, și casele de la Muzeul Sarmi este făcut tot, că e... Am înțeles, dar... Așa îți vrea ceva să vrea să facă. Doamne, Ghela, haideți să ne uităm cu ea, că nu... Nu, dar... Eu vă spun, nu mă dau înapoi. Nu, ghiți! Dar ce urcă numai aia să fie... Deci, poți să nu urcă o dărăște, eu nu... Pentru că dacă... Dar e istorie, nu, vreau să fie... Și dacă să luăm un capul și... Eu acum am văzut medalia și cu aia de rei, gata, clădire făcută în anii 20, prima școală din Lupești, clar, contribuția clară a domnului Mărășteanu, nu contestă nimic, dar nu înțelegeți. Da, da. Da, ținu și pădure. Ba, e bine și dacă mai merge, adică dacă nu e într-o stadiu, îți dai să trebuie o lecție. Asta zic că... Bine, faci pe expertiză. Dar este expertiză. Este problemă. Este problemă. Nu mai lași degeară, nu mai vine de mine acolo. Asta e și gata și mare. Ne-am trezit pe... Mai cheltuie niște bani cu... Cătuie două ăsta e din urată ăsta să faci așa cu banii europeni. Speram? Nu. Compania Națională de Investiții, tot am ținut legătură și ne presează 4.000 documentele pentru
Dar eu sper să se definitiveze. Adică odată ce se face licitația și se face aprimirea și vine construcția la treabă, nu vedeți ce se întâmplă? Da. Ați văzut că fac o școală de mi-a trebuit netremurată. Flaneau pe noi și... Da. Asta e și constructorii. Au început să devină prețuri. Și constructorii au început să devină... Crească prețurile. Crească prețurile, dar nu au crescut ei prețurile nemotivate. Au crescut și motivat, da? Uitați ce se întâmplă. Tractorul de ei. Nu e forță de muncă insuficientă și s-a ajunge la ce s-a ajunge. În fine. Am intrat în piață, da? Da. Așa? Adresa de la o... Avem adresa de la o... La care... E vorba de o documentație prin care doctorul Silviu Mănăstirea Cașin, având în vedere necesitatea aprovizionării populației ca și în guvern de foc, este necesară urmarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de exploatări forestiere pentru partida 157 din fond forestier la UAT Mănăstirea Cașin, administrat de Ocor, cu un volum de 2153 de metri, din care 1385 de metri cub volum material luminos pentru populație. Se impune executarea exploatării masei luminoase din această partidă, prin prestări servicii de exploatare, întrucât atestat Ocorul este ocupat cu masa luminoasă din cota DNP-ului. Valorificarea pe fir a acestei partide pune din posibilitatea asigurarea problemei de foc la populației din comună. Conform calculului maximal, metodologie de calcul aprobată prin ordinul VNP, rezultă cheltuieli de exploatare maximale de 83,98 lei per metru cub. Vă solicităm un punct de vedere privitor la prețul de exploatare, anexăm copie după calculul prețului maximal și eficienței economice. Precizăm că partida se află în apropierea satului Mănăstirea Cașin. Partida se află pe Gheorghe. Dacă vă aduți aminte, cu vreo 2 ani, eu nu mai luat din partida 62, a fost o parte exploatată, acum e partea a doua. Deci un volum total de 2153, cum vă spuneam, din care 1300 și ceva sunt lemn de foc. Ea e foarte aproape accesibilă pentru populație. Prețul ajunge în jur de 200 de lei pe metru cub de lemn de foc. E pe ce? Nu, rampă. Rampă. De asta spune el, cel nou aprobat, pentru că la prețul pe picior se adaugă și prețul de exploatare, 83,94 de lei pe metru cub. Noi am făcut calcul conform datelor pe care ne-au trimis ei și ies în jur de 200,01 lei.
Și până la urmă, sindicatul a făcut locul, dar nu putea să facă pădurea. Pentru că este lemnul de lucru la care... Dar cam faci ce vrea el, asta. Lemnul de lucru la care a făcut. 200 și... Lemnul de lucru scoate și la licitație, ce lemn de lucru. Da, deci nu poți să vei la... Lemnul de lucru poate să fie și 63 de lucru. Poate să fie și 400. Sigur că da. Dar nu te atingi, fac. Noi discutăm cu lemnul de lucru. Da, se reclează. Nu este la separație, nu este preț bun. Măcar de atât, dacă îmi fac sau ceva, dar... La tipul de urmă, sunt de urmă, de urmă. Acum? Da. Păi da, în primul an era 300. Și nu te atingea. 250. Da, era 300. Ce doar. Adică, n-am putea face pentru populație, pentru populația comunii. Ține ce ceva, nu știu, o reducere pentru... Hai să zicem așa că eu, băieții ăștia care muncesc, eu am o pensie de mulțumesc, care am mulțumesc cu Dumnezeu, așa? Dar ce faci cu boții ai mâna ceva care n-au, știu eu, au un 5 milioane pe lume și au judei copii, sau o babă de asta, către mâna, sau ăsta care au ajutor social, ce poți să întâlnă asta? Noi am discutat chestiunea asta, domnul consilier. Adică... Am discutat, dar ne putem să spunem, domnule, știți ceva, o vindeți cu 100 de lei metru cub. Da, pentru că e una urmă în gelul nostru, noi luăm de acolo o cotă de profit, renunțăm la banii pe care i-a pierd și putem să dăm și un 50 de metru cub, dacă vrem. Când nu ne oprești nimeni, poți să-i luăm cu și nu mai putem. Nu mai putem. Nu mai putem. Poți să plătere, mă așa și să facă pace. Aici, asta plătere, adică plătere, dar și prețului, nu ne avantajează, nu avantajează. Acum, atunci care îi doar face ăla care are tot social și vrea să cumpăr de plin, sunt de noastră cu mașina lui, cu socari. Atunci când noi treceam administrarea, duceți-vă aminte că l-aveam 80 de metru. Vă aduceți aminte? Da. Și făceam noi administrare, da? Da, și atunci. Și atunci era o problemă că era prea scumpit. Era 800 de metru. Și atunci era o problemă, doamne, e prea scumpit. Da, și atunci e prea scumpit. Da. E adevărat, dar țineți cont că nu noi facem prețul de aici, noi putem să-l dăm degeaba. Dar căruța din lemn rămâne să te acași tot 6 sau 7 milioane de lei, să vorbim. Ascultați-vă ce vă spun eu. Ascultați-vă ce vă spun. Știți ce vă spun? Deci vă dau pensia că urmă jumătate, noi putem la 20 de lemn, consiliul local și de lemn. Dar se face la tragnare. Consiliul local poate hotărâ asupra resursei lui, e o resursă a consiliul local. Să spună, domnule, acum hotărâm toți, domnule, să vindem prețul la prețul de 150 de lei metru cub la populație. Da, corect. Nu poți să spui că doar pentru mănăstirea cașa. Atenție. Da. Adică poate să vin și ala de la Ocusie, 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 nu poate să vin, teoretic nu poate să vin, dar mă rog, sunt alte căi prin care poate să vin. Păi el îmi ia de fondul comunic? Da. Dar noi putem hotărâ ca să-l facem 150 de lei. Ar trebui, eu zic că ar trebui. Da, dacă sunteți de acord. Dar dacă trebuie, dacă și ajutorul populației. Dar vă spun, diferența de bani, deci 1385 de metri mulțit cu 50 de lei, aia... Pe domnul am dat pierdut prima de lei. Nu, putem. Absolut. Din bombul de la urmă, din materialul ăsta înseamnă 65 de metri lei, care se trebuie în buzaul nostru. Din materialul care l-a putut la dispoziție domnul șef de ocol, oricum noi câștigăm numai 60.000 de lei. Deci noi câștigăm ca și profit megalul în OATU, da? Îi revine 60.277 de lei. Din 487.000 de valoare. Totală? Nu știu de unde se mai întâmplă asta. Din documentația de la strâns. Așa, din ce fel? Dar n-ai discuția la 2.153 de la 8.4 de lei. S-a acolo foarte puțin. Dar nu, atâta este, uitați aici. Dar foarte puțin. Dar nici n-ai cum să faci capul ăla. Deci uitați așa aici. Da. Valoarea potențială a partidei, 487.762 de lei. Valoare net pe picior, 246.685,38 de lei. Da. Volum comercial. Păi aia e, valoarea cel pe picior, aia e valoarea. Pentru care practic ne se convine nouă. 2
de 400 și ceva. Și spune așa, profit estimat 60.000, 270.000. Da, așa, am dat, dar profitul calculat la ei. La ei, noi la noi. Deci profitul calculat la ei, au fost calculat la ei. Profitul lor e dată și nouă? Bineînțeles, dar ei le iau un profit. Deci măcar 60.000. Deci, lor trebuie să le iasă profit în momentul în care își ați anumit ei. Au păcut în profit. Cred că noi luăm 20% de aici. Nu, dacă din tot noi Consiliul Local ar trebui să oferim soarele străinilor. Nu poate. Dacă ești autorizat la administrație? Da, da. Doamne, nu poți prin lege, prin nou condusit, tocmai. Doar nu poți autorizat. Deci putem să rupim contractul cu Rom Silva și să mergem să ne afiliem unui alt ocol Silvii. Da? Deci putem să facem chestiunea asta, dar este cu cine? Da. Dacă nu o facem mai bun, deci noi putem să facem o administrare, dar am mai discutat chestiunea asta. Da. Unul pot să fie privat. În afară de Rom Silva. Nu vrem Rom Silva, mergem cu un cot Silviu privat. Și întrebarea este... Silviu privat. Vă imaginați să nu face pomeni? Vrea să aibă profil și s-ar putea să fie mai sunt nu are profil, nu are profil. Poporul Silviu, nu are profil. Așa cum îi dă cum e să fie să fie ea. Dar unul sunt și care trebuie să aibă profil. Hai, da, să fie de la... Noi nu putem face o colție de privat. Nu aveți foarte bine ține de viitor. Ați scala vânătoare. Ne afiliem, da. Ne afiliem cu o colție de privat, dacă nu vreau să cu ăștia. Un o colție de privat este la Tulnici, vecin cu noi. Da? Sau în Ciuzul. Sau noi în Ciuzul nu vrea niciun amestec, nu are nicio treabă cu ăsta. Am discutat și cu colegii. Am discutat și cu Timișu și cu... Și am discutat cu Timișu, care iar n-a fost. Eu v-aș întreba, cum suntem acum cu ocolul nostru care avem aici? Adică, el să aibă profit, nu știu cum, încă o dată, vine la el proprietar pe pădure. Vine în terenul lui, statul ăsta e ăsta e dată doar părerea mea, nu? Ascultați-vă și înțelegeți. Da. O regie autonomă respectă niște legi. Da? Contabilul când face, când își face bugetul, pune inclusiv profit pentru activitatea pe care o, ca și orice societate comercială. Asta e legea, el trebuie să respecte legea. Că pune 1, că pune 10, că pune 5 aici, se negociază, da? Dar el trebuie să registreze la sfârșitul oamenii cu un profit. De asta e, asta e legea și dar ce se fac. Și profitul ca primărie e clar. Profitul tău este să administrezi, să administrezi teritorial. Nu există. Primăria nu. Primăria, Comuna Mănăstirea Cașe, poate Comuna Mănăstirea Cașe nu este societate comercială. Ea e o altă lege, ai legea 215 care îi face. O societate comercială pe care o face poate Comuna Mănăstirea Cașe, dar atunci trebuie să respecte și lege. E ceea ce spunea cineva, că nu trebuie să facă profil. Și totuși noi cum luăm procentajul ăla, pe cum, de ce bază? Că ne dă și nouă ceva din profitul ăla, nu? Păi, în fiecare an, sunt un buget aprobat, pe estimat, pe ăla. Adică că trebuie să facă de lei. Unitatea de măsuri, la el, el îți dă și rău. Păi, să zic că noi n-am făcut un contract de ceva precis, domnule, atât de profitul, dar și mie 20%, sau 60%. Dar nu vrei să înțelegi, ziua fădurarul, ziua brigadierul, ziua dreapă, ziua casă, ziua trăbărul, ziua trăbărul. La nivel de regie este o poate scândurul. E normal că trebuie să plătească asta. Ideea este următoarea. Mergeți în proprietatea Comunei Mănăstirea Cașe în Acumar. Spuneți-mi cum arată. Deci eu am fost, acum am traversat, acum două săptămâni de la Chiscuraș, am văzut până în fundul chei, într-un loc la Pantanului, că aveam un vizitator, că vreau să-i arată la Pantanului și am spus la Pantanului. Vreau să spun că îți crești inima când vezi ci în pădure, dacă știți să vezi ci în pădure, da? Adică, ai arbori super frumoși, ai un semințiș super frumos, ai
ai cu ce să te mândrești, da? E, în fine, subicător și să uită, spun că spune, doamne, da, mă plec. Asta înseamnă cum s-au făcut excese, când s-a exploatat, am eliminat acest faminte, erau uscături care se vedeau de la colțul pătrânii, se vedeau uscături și nu mai sunt, s-au eliminat. Cum s-au eliminat tot economic? Că a venit agentul, le-a luat, i-a plăcut când i-a plăcut, în fine, lucrurile au început să intre într-o linie de normalitate. E adevărat că în geam noi, noi aveam un profit la sfârșitul anului de 6-700 de mii de lei. Da? Da, aduceți-vă aminte ce nebunie era. Făceam noi licitații, noi alergam, noi știa, era nebunie. Și acum câte? Și acum câte? Acum ai 300 de mii de lei. Asta am întrebat eu. Păi nu știu că zic. Păi da, dar aveai 6-700 de mii de lei. Dar plăteai din ăla, plăteai 200-200 și 50 de mii de lei. Și plăteai că te Da. Aveam noi prietenii și am impunat. Dar acum face, măcar acum să fie la tot populația, dacă nu avem. V-am spus, este decizia Consiliului Local, dacă nu ai vrede că nu duce cu data. Dacă nu ați hotărât să dăm și mai trebuie de jumătate, nu ce problemă. Deci, de ce i-a ajutat biznesa pe el. Băi, cam așa nu, așa nu, acum nu s-a interesat de ce face. Știți cum e? Orice decizii pe care îi iei, în orice decizie pe care e, după ei, este și o risc. Nu după ce îți poate să și dacă tot fac 300 de lei, nu trebuie să fie și parchet, dar văd că ei trec și cază cu așa, că ei nu mai derulă. Nu, pentru că eu am să zic, că mă am să zic, că de la funcțiază. Hai, mai să ia bătaie de joc, să înțeam proști de loc. Da, merge pe 200 sau un preț mai puțin? Trebuie să lasă. Dar nimic ea măcar să fie nici 200. Cum v-ați făcut pe aia? Dacă nu, dar să ricadă, să fie mai mult de 200. Aici era dacă e rău. Dacă să fie 200, aici poate rău, dar așa dă 200 să fie. Asta e, dar ne-am dat. Făc 200. Da, ce facem în cazul că noi ne ducem acolo și dai gol la 2300 pentru cu? Păi copiii după bonul respectiv, da. Și mergem și facem să-ți vadă un gol. Da, te credeam doar cu faci. Păi eu mai am dat. Nu cu asta e. Bine, așa există o mie și una de pozitivă. Și l-a cântat, dar vă puteați aia să-mi trebuie. Haideți că la fătură nu-i farmacii, da? Una este să am un bon de 300 de lei, să zic, și să am un metru jumate, și alta este să am un metru jumate, să am un bon de 5 milioane. La medic, o hărță pe genetic. Așa, dacă sunt chestiuni de astea de 2 de milioane, așa că deja n-ai ce se facă cu minimale de pădurii. Da, chiar că sunt curios să văd cum se depăză. Da. Da, deci rămâne? Bun, la 200? 200. Toată lumea? Da. Împotriva abținere? Da, și urmărit activitatea asta. Spuneți că sunt împășoare. Vreau să vă mai găsim de loc. Dar nu vreau. 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 Dar da. Rămăsese să se deschidă un bun distrit la Mănăstirea Cașin, care se cuprinde toată pădurea primăriei Mănăstirea Cașin. Da. Problema este distanța de la că dacă tu ai acolo, aici, una este să-ți facă o marcare, să-ți facă un tren pe care ai nevoie. Păi până vine ăla de la Plânici ca să vină să-ți mace. Evident este că primele lucrări care se fac, se vor face la ei în curte. Toți își fac lucrări. Prima dată își fac lucrări la ei în curte și după aia le fac la noi. Când sunt lucrări de marcare, eu știu tot felul de lucrări, de plantare și așa mai departe. Și ăștia sunt mici lucrări, întotdeauna se ieși toată, da, cu ce minge, după plouă, atunci de la urmă. Să nu știu prima pădurare aici. Nu doresc să fie un pădurar pe da. Automat, ei își vor lua pădurar, dacă se va face un distrit. Chiar de aici, așa să vedeți. Vom nu fi un prima dată cu pădurar. Ce fac de aici? Și poate măca mai zărea. Bun, dar ca să... Doamne, ca să trebuie să marce, îi trebuie ordin, îi trebuie ciocanul marcat, îi trebuie, adică nu chestiunile, ciocanul marcat nu stă la distrit, stă doar acolo silvic. El când face o operațiune de marcare, scoate ciocanul, șeful de ocol personal îl dă
șeful de district. Nu ții nici ciocanul barcat aici. Adică nu se... Nu mai pot de ciocane acolo să vrea. Nu există. Fiecare e cu ciocanul în Sicilie. Acum, cum se preconizează cu noi de marcări? Nu, acum. Dar acum așa este, domnule. Îți face cu ordin șeful de ocol, ți-a făcut ordin și ți-a dat ciocanul de marcat în mână. Tu vii și-l predai după ce-ai terminat, nu că îți iau ciocanul la geam. Strategii, sunt măsurate arbore, să faci un calizat și îl de un exact la care să îl implantează în el și îl urmărește până la destinație. Vine prin dieci și pune ce. Îi pune ce ceva, da? Așa e? Da. Bun. Azi spune programul cu după cum vedeți, s-au legit lucrurile la școală. Deja am făcut la Verli, că sunt corpul meu verliesc. Deci am discutat cu Alec, cu Ben, cu echipă de 30-40 de oameni, mi-a spus că în maxim 2 zile, 2-3 zile să dea, înseamnă că la începutul anului școlar se face mai aici, așa speram, dacă lucrurile decur așa cum trebuie. Oricum, și-a programat toate lucrurile de la Tăpoc, ne-a zis mai multe chestiuni care nu ne privesc pe noi. Și spune că vrea să trebuie să termine, să termine aici, mai ales că ați văzut doamnele, dacă fiind aici cadrul didactic, știți că noi, din măsuri impuse din Ministerul Educației, aduc noutăți în sensul distanțării și cu clasele mai mici și așa mai departe. Deci, noi cu nou spațiu pe care îl avem, cred, nu sunt sigur, că am putea să facem față cu brio. Noi doar măsuri. Da, pe o termenul, bineînțeles. Da, așa scrie. Au venit, au luat firma care, la un moment dat, informalism cu tâmplăria. Firma care face tâmplăria, venit la Piatra Neamț, a venit, au luat măsuri, le-a promis că maxim 2 săptămâni de zile își mobilează. Tâmplăria fiind un element care ține pe loc lucrarea. La alimentarea de apă am făcut atribuirea, o firmă din Bacău care se numește Technic Market, a luat lucrarea. Am semnat contractul de lucrări, așteptăm acum că am trimis la direcția sindică, am trimis minunata aia de lucrare cu schimburile de terian și cu planul de împărăluie și cu tot ce trebuie și așteptăm de la direcție să primim avizul. Am înaintat la Consiliul Județean documentația pentru autorizație și în studiu, dar bineînțeles că până nu obținem avizul, nu mi se dă autorizația. Deci asta înseamnă că luna viitoare să ne apucăm și de lucrarea cu alimentarea cu apă. O să începem de la punctul UNL și o să începem de la prima captare. O să facem prima captare și o să coborăm cu conducta de aducere până la rezervoare. Ieri a fost depunerea ofertelor pentru cele 3 drumuri care unii s-au asistat lucrările. Au participat 4 firme. Sunt în evaluare acum. Sper că până la sfârșitul lunii să reușim să facem evaluarea. Luna viitoare semnăm contractul și astfel încât în 6 luni de zile de acum acolo să terminăm lucrările. S-a făcut licitații? Da, s-a licitat. S-a licitat. Ieri s-a depus ofertele. Sunt 4 firme care concurează pentru asta. Până la sfârșitul lunii sper să ajungem la... Dacă nu sunt contestații, dar s-ar părea că în ultimul timp nu s-au mai făcut contestații așa. Să fie o firmă serioasă, ca să fie o firmă serioasă. Dar ceilalți am mai răspuns, n-am mai răspuns. Da, vorbiți de Felix Transbac, cei care, așa, da, ne-au ținut în judecată. Am câștigat noi la tribunal, am câștigat așa, și acum suntem în apel la Curtea de Apel. Cu gază nu, deocamdată, suntem în același stadiu. La drumul Morii, tot la fel, am depus documentația. Nu s-a stabilit încă data licitației, dar cred că luna viitoare va fi, sigur, va avea loc licitația. Și așteptăm. Probabil că aceleași firme care s-au interesat de drumul ăsta vor participa și la acel loc, că au interes. Au interes, da. Deci cu gaze nici nu? Cu gaze
de ce ați existat? N-am existat. Așteptam să vedem proiectantul cum a terminat documentația, n-am mai reușit să mai luăm legătura cu el acum cu pandemie și cu astea. I-am numit soțul ei, în fine, o minune de a avut și la cancer, Dumnezeu să-l ia pe domnul jucarie. Da, o să reluăm și să să ne punem pe linia acea dreaptă. Da, o mare cam atât. Dacă mai e, mai doresc ceva în formă, să vă pot poate mai aduc să aminte. Biserica, biserica mea de nimic. Biserica nu v-am mai spus nimic. Proiectul s-a finalizat cu valoare. Am trecut de faza administrativă, de verificare a actelor. Acum s-a ajuns la, la punctaj, să se facă punctajul. Deci, în ultima fază a evaluării, așteptăm, mi s-au cerut clarificări și mi s-au cerut o clarificare inclusiv la sfârșitul lunii trecute. Bineînțeles că am înaintat-o. Era vorba de o clarificare vis-a-vis de cei care vor lucra la, la proiect. Și după ce primim, după ce primim punctajul, o să aflăm unde ne-am... Deci, concluzia mea la momentul ăsta este că noi suntem eligibili cu proiectul nostru, dar să vedem cât, cât de puncte vom obține. Exact, dintr-o sută maxim posibile, cât de vom obține și să vedem. Așteptăm că din zi în zi trebuie să ne apară evaluarea de la, de la minister. O întrebare până la Scutaru, aveți cu Aidei Sindri cu apa și pe Scutaru? Nu, nu. Se referă doar după la aia. Mănăstrea ca și în cele trei sate. Deocamdată la Scutaru nu. Supătorile astea de la pe români, mai știți ceva? Cum e acel incident de omul ăsta care nu știu, dacă mai trebuie de ploie, nu avem când trebuie și cum așa. La deal acolo, când e sub turnerea, mai știți ceva? La nivelul, la nivelul administrației bazinale a Pasirilor, de Apis Iliad, s-a făcut o, un studiu de prefezabilitate. Documentația este făcută la APE, din păcate, s-a oprit acolo. Tot am încercat, au schimbat directorul, tot am încercat să mai luăm legătura cu ei și așa mi s-a promis. O să bage documentația ca să, ca să o aprobe. Era vorba de o documentație în valoare de vreo 6.300.000 și prevedea gabioane pe toate poziționele intravenoane începând de la, de la Lopești și până la Gheorghe. Da? Da, 6.300.000 de lei, 1 milion și ceva, 1.200.000 de euro. Dar, haideți să vă spun și o chestiune. Da, văd că a început o scară. Uitați-vă, lucrurile o să schimbe total. În sensul că totul va depinde de bani care se subțin de la o zi la alta și cred că fiecare dintre noi o simte. Iar noi o să ne frânim din ce în ce mai mult. Noi la ora actuală suntem amenați în foarte multe proiecte și deja picioarele noastre încep să se încovoie. Adică ne traversăm anul ăsta destul de bine, așa cum ne-am promis, cum ne-am propus. Dacă am un calcul faptul că avem o grămadă de, o grămadă de bani de pus, ce scuze, da, o grămadă de bani de pus la modernizarea drumului. La domnul Mori. La altul nu mai spun, iarăși mai avem o, o, un procoi de bani. Deja toate astea vin ca o greutate în spate, în nostru buget. Și dacă la an auzim cât noi spunem luăm salariul în primărie, asta este, da? V-am, probabil vom ajunge și acolo. Sper, sper să nu ajungem acolo, dar criza economică care se întrevede... Dar se fac proiecte pentru banii europeni. Da, se fac. Da. Alte comune atrag banii europeni în plus. Nu, 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 astea de care vorbim noi, cele două, modernizare, drumul 6, sunt banii europeni. Noi avem banii în, în, în cont. Da? Dar acolo avem și noi o parte de cofinanțare. Deci banii europeni nu se aplică 100% în banii. Dar și tu poate dai cofinanțare. Să vedeți că la biserică, la 2 milioane de euro, trebuie să punem noi 200.000 de euro. Sunt banii europeni. Da? Dacă noi aveam bani? Păi aveam. Și de ce l-am făcut? Păi, da. Da. Contractul îi se face la 3 ani de zile. Dacă știți mai bine, nu păzim. Dacă s-a realizat, s-a... Dacă știți mai bine, nu păzim. Dacă s-a dat în judecată. Haideți aici, veniți în place. Dacă știți mai bine.
marginea apei, dar ne aparține nouă primăriei sau apelor române. Trundurile, trundurile, deci știu undeva, unde e ceva, dar cu piață. Unii ne aparține... Oricine mai bate de 5 km aparține de apele române. Deci bazinul lui Cașa. Așa. Aparține în exclusivitate apelor române. Buceaș, aparține apelor române. Nu mă refer la apă. La trupe, la trupe, la trupe, la trupe. Trupul aparține apelor române. Știți de ce zic? Pentru că la noi se obișnuiește, sunt niște cetățeni, au ocupat trupe, trupe. Deci a tăiat tot, a ras tot, a rin, ce-au fost, care e protecția apei, ca să nu iasă la tăce, să distrugă terenul urbană, și au pus la timp să crești pe acolo. Înțelegeți? Și au ocupat trupe, nu m-au pus să tăi. Dar n-a avut niciodată, domnul Greu, știți, situația pe care am spus care. Și asta zic, nu-i domeniul public, mi-a aparținut primării, n-ar fi nimic să fie primăria. Poate fi domeniul public al statului, da, care aparține de... De primărie, da? Sau? Nu. Domeniul public. Da, 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 da. Aparține de apele române și administrarea se face de apele române. Da. Pentru că trundurile, apa nu înseamnă doar firul apei care vă vedea, da, da? Și... Au și un teren limitrof, albea minoră, da? Da, da. Așa. Iar ei au, inclusiv, o verba catafungială și și-au intabulat cumva dreptul lor de proprietate asupra albiei minore. Iar pe lângă ei, noi venim cu anumite suprafețe. Deci sunt și ei proprietari, ei este și statul proprietar și este și comuna Maestria Cașa. Păi de asta zic. Dar în domeniul public, trebuie văzut. Nu are dreptul să trebuie văzut punctual despre ce vorbim. Da, chiar. Pentru că noi în domeniul public sau privat, avem harta cu fiecare tablă la celă. De asta m-am întrebat dacă este punctual. Cum spuneți punctual, unde este? La lapul verde, la lapul verde, știți unii... La lapul verde. De la lapul verde acolo este Ionuț Rusu, o tăia toți arinii ăia. La cuvinte știți unii în colțul ăla, s-a dărmat odată, dar era primar Bucur, s-a dărmat râpa așa de pe la Băloaia. Băloaia, de acolo, din Băloaia, înțelegi? Deci, partea dreaptă, care e... Deci acolo, într-adevăr, proteja, cum zic, terenul oarbă, apa mai se oprea de acolo, se mai arăța ceva. Așa cum se crește, ba, și se ocupa. Și acum, cetățean, dacă vreau să-și doar... Dacă vrea, că pot chiar mergeți mai jos. Și dacă vrea cineva să ducă să ia niște piatră să-și pună și el acolo la o fundație, la un piatră sau un nisip, el m-a plăcat prin dă voi acolo. Și dar niște crești s-a doua. Am plăcat, dar strada acolo sunt niște proprietăți de-a lungul, perpendiculare pe drum, bă, tot Bălăceanu sunt proprietăți până în apă. Da. Și vin și până în capătul podului. Nu știu, acum, știu că Petruț a mai reivindicat cândva o chestie că a fost al tatălui. Noi trebuie să verificăm pe hanul care. Că nu, chiar așa, dar punctual, așa... Cetățenii vor să ia niște balasuri, ia niște piatră, ci ei interziți. Asta trebuie, poți. Și în partea vantă... Și la Vârșaia aici, au ocupat tot la fel, și până acum, nu e bine să spun așa, aici lumea acolo mai ducea căruța Crenș. Aici ducea și acum ce se întâmplă și se acoperea. Acum le-a pune pe marginea apei. Toată lumea pune cu noi la marginea apei. Și vă dați seama acum, dacă vine cineva chiar în marginea apei acolo, cel puțin ei nu se pot acoperi acolo. Nu se pot la doi, nu se poate și așa. Ok, ce voi ați spus? Am făcut cerere pentru lucrul ăla. E domeniul public. De asta trebuie. La loc, în momentul în care o să vin, avem acțiune cu E1 și o să avem toaletare de copaci, o să putem toaleta. Nu putem trăia de tot, pentru că e nuc și intră sub incidența vechi de copii. Dar o să putem trăia și apel la cât și apel. Trec fiind prin lângă turpina lui. El a lăsat tot în urmă. Și-a plecat spre firii. Da. Deci tot așa ceva. Exact cum am avut în anual acțiuni comune cu E1, ne anunțăm și noi că populația să... Populația e clasă. Nu, e clasă.
independent fără să o oprească în cinele. Cum se poate face pentru creier? Haideți să-l toaletăm și vă... După aceea o să fiți mulțumiți. Vedem ce se întâmplă în prima. Da, mai sunt probleme? Da, nu știu. Da, mulțumim de... Dacă nu mă rușu, nu i-a trecut buldozer, ce e spant. Și-a dărâmat codul pe care trebuie face. Nu a dărâmat codul. Ce buldozer? Codul era de la... Ce-a trecut, dar mi-a trecut un mare. Ce era da. A dus niște lemne, a spus cineva din teritoriul lui și a trecut cu taful, nu cu buldozer. Cu taful a trecut și a dărâmat codul. Și acolo animalele, așa. Da, ce sunt? Mai adăneam. Dacă plouă mai mult, ne și inundă. Da, trebuie scos de acolo. Și trebuie pentru animale. Trebuie pus o bornoacă. Da. Mulțumim. Hai,